Salutare, dragilor! Astăzi suntem în Sibiu și am venit să vizităm Muzeul Astra, care este un fel de muzeul satului de la București, cu fel și fel de case tradiționale, mori de vânt și alte lucruri. Haideți să vedem ce este pe aici. Avem aici o biserică din județul Alba. Din ce înțeleg eu, ce vom vedea acum sunt case relocate din diferite colțuri ale țării, din diferite zone. Exact cum spuneam mai devreme, gen muzeul satului. Uitați despre ce e vorba. Ar fi fost frumos să putem intra și în ele, știi? Hai să vedem. Da, aici avem un cuptor. E deja bucătărie, nu-i doar cuptor aici. Păi nu vezi că are și partea asta? Da, și e deschis. Putem intra? Foarte interesant. Ca o bucătărie de vară. Ia, aici, de exemplu, putem intra și în casă sau doar pe verandă. Uite ce scări. Față de Muzeul Satului, nu văd informații aici. Despre casă, despre locul de unde provine, prispa asta, podeaua asta, nu prea mi-inspiră încredere. Da, sunt lacătele puse, dar se vede cât de cât. Deci aici e un pat, acolo o copaie, o măsuță. Și aici la fel, un pat, un leagăn pentru copii, o masă și mai în dreapta așa este soba. Poarta asta, așa, portița asta la intrare. Zăvorul tot de lemn, vezi? Și uitați-vă cât de vechi este lemnul, se vede. Clar. Uitați. Și ce bârne serioase aici. Deci, au undeva la 30, 30 și ceva de centimetri grosime. Gândiți-vă că ieșați așa frumos pe terasă și vedeați satul. Văd că sunt ceva case. Deci avem ce să vedem. Deci aici este o gospodărie de intelectual, preot. Deci ceva informații avem. Și acolo este și un cod QR pe care îl poți scana dacă dorești și mai multe informații. Și se intră și pe jos. Aici, probabil era beciul. Da. Aici era beciul. Și mai e aici, în dreapta. Te strigă cineva, baby. Mai e o baby pe aici. Și aici, la fel, alt beci. Foarte răcoare aici, înăuntru.
Aici o sobă de asta din metal. Asta nu cred că e așa veche. Sau nu mă pricep eu de ce să zic. Haide. Hai să vedem și aici. Deci tot la fel. Jos este beciul. Deci uite cum se făcea așa din piatră. Ce acum se toarnă fundație. Da, da, deci e de animale. Foarte tare. Aici se punea mâncarea, fânul pentru vacă, cal, pentru că e destul de înalt. Sus se ținea și de aia e și făcut locul așa, că îi dădea drumul, adică se urca în pod și dădea drumul la fân direct acolo, știi? Da. Hai să vedem și sus. Dacă se vede sus, dar nu se vede acolo, e ceva. Da, ce tare, ia. Ia uitați cine e aici. Ia să vedem dacă ești prietenos. Ce față are. Nene, nu vrea. Se deschide ușa acolo? Așa, și aici ce avem în față? Eu cred că astea toate fac parte dintr-o gospodărie. Nu sunt separate, pentru că asta nu e casa aici. Cred că tot pentru fân. Uite cum miroase a fân, a țară, nu știu. Așa. Ia uite ce mică e căbănuța asta aici. Unde stă domnul. Aici avem o gospodărie de negustor ambulant. Județul Alba, Goiești, Vidra. Hai să și urcăm. Hai să vezi sus, că îmi place la negustor să aibă chestii. Dacă e negustor. Ia stai acolo. Poză. Așa, a, e închis aici. Da. Hai să vedem ce avea negustorul în casă. Uitați-vă cât de frumos era. Deci nu e nimic modern, nu fițele de astăzi, dar în același timp culorile, cum se îmbină. Nu știu, are o energetică foarte plăcută. Avem soba, patul, masa. Iar sus, acolo, ceva I tradiționale, așa. Și aici ce avea negustorul? Ia să vedem. Nu-mi dau seama, pe dreapta, aici imediat zici că e o tobă ceva pe perete, nu? Așa. Nu sunt site, dragoste mea, nu vezi? A, sită? Da. A, da, 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 acum văd. Acum am dat seama că e sită, da. Așa. Cufăr, dulap, sobiță. Da, un cufăr ține obiectele de valoare, nu? Nu știu. Așa. Foarte frumos, oricum. Ce se mai fie? Pe ce să am o casă de asta? Eu vorbesc foarte serios. Cât ar fi de rustică, mi-aș face totuși o baie, că e nevoie. Dar se poate face în ziua de astăzi atât de rustic să arate ca atunci și cu toate astea să-ți curgă apă. Da, nu stai cu vece în fundul curții. Într-adevăr, faci o baie, o anexă așa lângă, ca să
Adică exact cum e casa și din casă îmi deschizi o ușă. Spre masă, băi, da, uite și tu. Deci uite-ți-mă ce, nu știu, dar are 100 de ani lemnul ăsta. Și gândește-te că lemnul niciodată nu se mai așează cum era el în poziție inițială. Uite că se vede că au numerotări. Da, da, da. Adică să-l desfaci și să-l faci la loc și să arate în felul ăsta. Da. Deci odată, oricum, să ai câteva case de-astea undeva pentru turism. Wow. Îmi pariu că și nu ar sta goale. Pe șiu, da. Deci aici e o moară de apă. Se vede aici roata. Pe aici, normal, ar fi venit apa. Și aici avem mecanismul interior. Ia să vedem. Hai că avem aici puține informații. Complex de industrii tărănești. Fierăstrău, piuă de ulei și circular. Tomești, județul Hunedoara. Aha, deci aici sunt unelte. Iar aici roata aceasta de apă. Hai să vedem. Deci la fel, uite ce dușul meu, serioasă. Păi scrie acolo. Complex de fierăstrău, de unelte meșteșugărești. Uite aici e fierăstrău. Păi eu cred că da. Aici la fierăstrău se vede că ar avea o legătură, dar aici, da, probabil e conectat într-un fel, nu știu. De ce să vorbesc aiurea dacă nu știu? Hai și în partea asta, altă, tot așa o moară de apă. Se pare că ar fi, probabil, tot cu scule ceva înăuntru. Uitați roata aici jos. Da, e închis aici. Ia probabil pe partea asta ceva, să vedem. Nu. A, jos acolo este o ușă deschisă. Sau sunt chiar două uși deschise. Iar sus aici este și o terasă. Aici cred că e tot așa, gen beci. Da, e numai piatră. Și aici la fel. Aici este sistemul. Sistemul, roțile care se învârtesc. Deci afară este roata principală, curge apa pe ea, o învârte și după aia un sistem elvețian. Exact ca la ceas, ca la ceasurile vechi, nu astea electronice. Aici la parter, la fel este închis. Da, vreau să nu intre omul să strice ceva pe aici. O roată. Cum făcea e așa fundația din piatra asta? Și ce frumos se vede. Chiar îmi place. Și nu mai zic de acoperiș. Deci totul din materiale bio. Uite ce poze frumoase poți face aici. Și piatră. Nu betoane. Ciment cu plasă de buzău și cu... Din lemn. Lemn era tratat. Ia să vedem puțin ce e aici, că nu, nu se vede mai nimic. Am văzut că era casă de drogheri cu atelier. A, nu am fost atent. Meșteri nu țineau foarte mult la cum arată. Mai departe. Thank you.
gospodărie de Joagăran, de la gura râului, județul Sibiu. Deci, de aici din Sibiu. Nu am menționat până acum că muzeul se numește Astra, deci este muzeul Astra din Sibiu și intrarea costă 35 de lei de adult. Nu știu ce îi spune muzeul Astra, pentru că este clar un muzeu al satului românesc. Și nu vă gândiți la AstraZeneca, să nu facem confuzie. Deci aici avem o gospodărie de joagărar, parcă scria, nu? Avem aici trăsura cailor, foarte frumoasă. Da, și aici este fierăstrăul. Aici joagărul. Cu tracțiune cabalină. Aha, deci punea calul să tragă și punea în funcțiune acest fierăstrău. Strămoșii noștri erau deștepți. Ce faci, baby, acolo? Stai și pe prispă? Aici, sigur, țineau caii. Acolo se punea fânul. Iar aici se teau cai. Deci uitați-vă tot timpul la... Nu știu, îmi place mult lemnul ăsta. Cum arată și cum s-a menținut. Iar aici era casa lui. Foarte... Și aici fundație de piatră, dar frumos așa dată cu pământ galben, după aia cu var. Și uitați ce bine se vede, ce contrast de culoare între albul ăsta și lemn. Și numește pe că ei le vopseau. Exact cum e la încheșul, ai văzut, cu galben, cu verde, adică lemnul trebuie să ți-l închipui. Care îl vopseau. Cel puțin tratat. Da, pe tratat, da. Aici, sigur, este beciul. Uitați butoaiele în care se ținea vinul și nu numai. Aici un ceaun serios. Și multe lucruri erau ei mai mici, ori probabil așa făceau ușile ca să se aplece cu capul când se intră în casă. Ia să vedem. Puțin abrupte scările astea. Patul. Acolo soba. Și aici altă cameră. Deci atât. Asta practic este un mic hol în care chiar și aici avea un pat. Se folosește și imediat lângă o cameră. Uite, se vede ce au masă, nu înțelegeți ideea. Iar aici probabil puteai pune saltea să dormi vara afară, zic și eu. Uitați, destul de abrupte scările aici. Este ce bine să fii puțin atent. Baby, unde este baby? Acolo erai? Ia uite-te! Poză! Ei, chiar sunt frumoase locurile astea și ar fi... Da, ar fi mers aici o ședință foto. Cum îmbinau ei bârnele între, că nu se băga nici pic de cui, nu se folosea, din ce înțeleg eu. Și aici, ferestrele, chiar frumos.
frumoasă gospodăria Jogărarului, parcă. Uitați-vă aici, altă frumusețe, sculptată în lemn, în amintirea voivodului Ștefan cel Mare, titorul vrâncenilor. Foarte, foarte frumos, sculptat în lemn, muncă, artă, e artă. Să știți că este destul de mare acest muzeu. Eu am văzut câteva poze, nu știam la ce să mă aștept, dar văd că avem ce vizita. Altă casă frumoasă. Ia să vedem, aici este vorba despre gospodărie, atelier de dogari, Nereju, județul Vrancea. Ce mici erau căsuțele. Toată familia trăia în două camere. Păi da, practic în casă intrai să dormi. Bine, iarna se stătea în casă. Da, erau două camere, că iarna erau. Da, o sobă, două. Se încălzea repede și... Iar aici avem o mască de asta, tradițională, care se folosește sărbători și că să sperii duhurile rele. Are și coarne chiar. Iar înăuntru, dacă era dogar, na, se ocupa cu butoaie, nu? Vedeți. Mai departe, eu am fost acum vreun an și ceva de zile, am fost și la Muzeul Satului în București, am un clip, este printre primele clipuri, cred că chiar al doilea clip, al treilea. Dacă vreți să vedeți, căutați acolo pe canal. Hopa, cotez pentru găini. Uite aici, cotez serios, frumos. Ce tare. Deci ăsta e cotețul. Aici intrau găinile. Încă mai are urmă de găinați. Și stăteau așa pe aceste scânduri. Frumos. Aici probabil țineau un purceluș ceva. Cam mic spațiul, dar da, foarte probabil. Uitați, pe acoperiș avem verdeață. Uite, baby, pentru... Am citit eu. Ce citit? Capre. Câte vreți trebuie ca să ții capre? Ai două capre, aveți dai seama. Găină și porcul. Da, exact ce am zis. Uite, n-am citit. Aici nu mi-am dat seama. Este gospodăria unui rudar. Rudarul este omul care se uită după aur în pietre și prăurilor. Da? Da. Când arunca o privire pe geam, așa e? Da, da. Normal. Și aici ți-ai zis că se ținea? Aici? Da, pentru... A, pentru fum. Da. La o gospodărie mică, aici se ținea fânul, capră, păsări, porc acolo unde era mic și aici era casa. Casa lor. Da. Cum spuneam mai devreme, ceva micuț, stăteau toți la un loc. Foarte frumos. Lumea nu știa ce ia depresie pe vremuri. Așa e, nu, nu. Acum e mai... Da, acum una, două, toți pică în depresie. Da. Sănătate! Da, mi-a ajută, e bună, tare. Mulțumim la fel! Ia zi, baby, îți place? Da. Și mie. A, aici ai cititul, nu? Nu, nu, pe partea cealaltă. A toți. Gospodărie atelier de rom, rudar, din satul Poiana. Aha. Deci noi am avut noroc că am mers în camping, pentru că acest muzeu era în drum, între Sibiu și campingul în care am stat. Era acest muzeu. Am văzut casele din drum.
Și am intrat pe Google Maps să mă uit repede despre ce e vorba aici, pentru că altfel nu cred că ajungeam să vizităm acest muzeu frumos. Deci iarăși, atelier de dogari rotari din Hunedoara. Avem aici o fântână. Aici unde se adăpau animale, se punea apă, probabil chiar și mâncare, nu? Casa care este închisă. Aici, iarăși, coteți de porc bănuiesc. Aici aveau terasă, așa ceva de genul. Și aici băga porcul. Da. Până și cotețul, uitați-vă, e făcut cu simțul răspunderii, așa. E micuț, dar frumos. Iar aici venea și îi punea de mâncare. Turna lăturile, se duceau până încolo. Da. Uitați-vă și la gard. Împletit din uiele. Așa. Iar aici bănuiesc că era atelierul sau... Hai să vedem. Dacă a spus că era de rotari și, da, uitați, roți, căruță. E prinsă cu sârmă. Deci e acoperită, să nu plouă aici materiale ce le căra cu această căruță, fân, etc. Aha, și în spate acolo mai este încă o încăpere. După ce părere aveți, dragilor, despre acest muzeu? Eu cred că, mai ales dacă ești din zonă, clar merită vizitat. Iar aici probabil avea ceva animale. Deci acolo porcul. Da, este destul de... de jos, nu e înalt, probabil vaci ceva, acolo le ia de mâncare, aici le ținea. Deci, poarta asta se vede că este mai nouă, știi? Dar restul, clar. Dar exact așa și la București, sunt gospodării luate din... luate din toată țara. Nu. Sau, cel puțin atunci eu am fost dimineața, eram primul vizitator când am fost eu. Nici nu mi-a luat banii pe bilet. A spus pentru că sunt primul, dar eu cred că n-aveau, nu știu, nu mi-a luat banii pe bilet. Când am fost la Muzeul Satului în București, am fost primul vizitator. Da, uitați, altă gospodărie. Eu voi filma tot ce văd aici. Dar cine vrea să vadă tot materialul, să-l vadă, cine vrea să-l vadă pe părți, la fel. Dar asta e chiar și o amintire pentru mine. Aici nu avem nicio informație despre această gospodărie. O casă făcută doar din bârne, direct pe pământ, fără fundație, după cum se vede. Ce-o fi? Căruța. Iar aici scrie că este un depozit. Iar imediat aici avem o fântână cumpănă și ce este interesant este că în vârful fântânei este o cruce. Găleata nu avem și bineînțeles că nu este fântână, doar
o mostră așa, ca să ne facem noi o idee cum erau. Nu știam nimic altceva, toată. Are asta, nu? Da, contra greutate. Aici, complex arhitectural. Din Călinești, Brebești, județul Maramureș. Deci chiar mă simt, nu știu, parcă m-am întors în timp. Pur și simplu, tu îți dai seama să ai 10 case de-astea să le folosești pentru turism. Nu numai români ar veni să văd, plus străini din afară. Eu unul aș veni să stau într-o casă de-asta. Nu știu, câteva case de-astea mi se... Pam. Uite-te aici. Deci uitați-vă, dragilor. Dita mai... Dita asta are mai bine de jumătate de metru. Are mai bine de jumătate de metru. Lățime. Da, aici se făceau lucruri serioase. Și nu aveam atâta tehnologie. Uite și acoperișul. Vezi cum e, se vede așa lumina prin el. Foarte, foarte tare. Și cu toate că sunt asemănătoare între ele, adică, dar fiecare are un specific anume. Uite, aici, de exemplu, este o cameră mai mare. Uite, pe stânga și în față, un fel de bancă, avem masa și ne arată un pătuț. Vezi ce mici erau pătuțele? Adică, acolo cred că dormea o persoană. Iar în dreapta, aici, soba, destul de măricică. Aici ce avem? De asta de... Bătutuntul. De bătutuntul, zici, nu? Uh-huh. Da? Și aici nu se vede nimic, e întuneric. Cred că ținea un animal ceva. Sunt ustensile, nu. A, da? Nu ține animalul unde dormeau vreo ustensile, nimeni la noi în țară. Mai târziu românii au băgat găinile pe balcon. Unii cu calul în casă. Da. Avem aici un coteț. Bănesc că ar fi de... porc. Așa. Aici fânarul. Și aici. Aici era. Nu știu asta, vreau să văd chestia. Cred că păsări, ceva ține. Asta e fânar, acolo porcul. Aici era grajdul animalilor, sigur. Deci uitați-vă la bârnele astea serioase. Aici purcica, purcelul, clar. Păi vara merge să dormi așa în fână, spui o pătură ca să nu-ți intre ăsta pe aici, pe acolo, pe sub tricou, pe sub pantaloni. Pui o pătură și dormi boierește. Nu știu. Că e destul de îngust, mă gândesc, ca să se aerisească, sau... A, poate să fie, da, să pui porumbul și de aici îl iei și cu cât e, el vine de... El coboară, da. Să știi că cred că ai zis bine. Așa mă gândesc. O, ușor, ușor, ușor. Păi este și căștiuletele așa, lățime puțin. Nu, cred că-l pune acestul. Așa. Nu știu. Probabil o să lasă cineva comentarii să ne spună. Da. Aha, și uite, este poartă de... Intrăm în următoarea gospodărie. Duplex. Duplex? Așa scrie la intrare. Da? Ah. Interesant. Înseamnă că sunt două familii, na, probabil. Uite aici. E un fel de... Făișor, zic și eu. Unde veneai să te la masă. E puțin mai spațios. Așa. Aici, probabil, da, se deschidea și dintr-o parte și din alta și puneai mâncare. Nu, uite aici foișorul. Nu știu,
așa din ăla galben pe interior, nu prea îmi dau seama ce unde? Sunt. Unde? Aici. Am intrat pe aici. Ia să vedem. Iarăși cotineața porcului sau a porcilor, că sunt două și acolo. Iar aici casa principală. Așa, puțină fundație de piatră, în rest pe jos direct pământ. Bineînțeles, ceva simbolistic aici, sculptată. Deci înainte se depuneau eforturi pentru înfrumusețare, pentru energetica locului. Că astea nu sunt, uite, simplu asta știu că e parcă Floarea Vieții. Aici clar este o cruce, deci se muncea pentru astfel de lucruri. Care apar în cultura noastră peste tot. Da. Aici, în dreapta, avem un război de cusut. Așa. Iar aici vedem sus acolo niște pături, niște ștergare pe pereți cu vase de lut. Aici soba destul de mare, leagănul, pătuțul copilor în care se legăna. Tot la fel, un pat foarte micuț. Masa și bancă.